Primăria Municipiului Călăraș a efectuat dezinfecție cu automizoare de mare capacitate pentru limitarea răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus în tot orașul. S-a acționat cu două echipe și s-a ajuns în fiecare cartier. Încercăm să cuprindem tot municipiul Călăraș privind tratamentul împotriva acestui virus. Noi, cu toți oamenii din primărie și cu societatea pe care o avem la ora actuală și se ocupă de această activitate, încercăm să igienizăm, să facem un tratament împotriva acestui coronavirus pentru a da o siguranță mai mare cetățenilor. Nu este prima sau ultima activitate pe care o desfășurăm. Mâine avem alte activități cu privire la decontaminare sau mai bine zis curățirea municipiului prin spălare cu detergent, cu alte substanțe care sunt în paleta de substanțe care se pretează la aceste tratamente. Noi ne facem treaba și mai mult nu pot să vă mai spun în seara asta, întrucât timpul pentru noi este foarte prețios. Cei care înțeleg acest lucru să vină lângă noi prin faptul să rămână acasă în timpul zilei, noi ne facem treaba și ziua, după cum vedeți și noaptea.